prins să vă întrebăm despre, pentru dumneavoastră, semnificația acestei zile și peste ani, cum statul oferă garanții sociale sau protecție pentru veteranii, cei care au luptat în acest război? Pentru noi este o zi importantă pentru Armata Națională. Comemorăm soldații noștri moldoveni care au participat în acel război 2 mondial. Soldații care, de fapt, sunt bunei și străbuniei noștri. Ei au făcut posibil ca acea Europa unită care există astăzi să se extindă și pe teritoriul Republicii Moldova. Și noi nu avem decât să-i comemorăm, să-i cinstim și să le aducem un omagiu ziua de 9 mai, în ziua de 8 mai, cât mai des, să ne aducem aminte de ei. Cunoașteți câți au mai rămas veterani din acest război în Republica Moldova? Nu știu exact o cifră, mi s-a spus astăzi, am să vă spun minciune acum, dacă am să vă numesc. Dar despre garanțiile sociale sau ajutorul, implicarea statului pentru susținerea acestora, pentru că majoritatea sunt la o vârstă înaintată. Uitați-vă, chiar acum suntem cu 3 instituții în lucru, Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informație și Securitate, care sistematizăm toți veteranii, indiferent de conflictele în care au participat, al doilea război mondial, Afganistan, conflictul de pe Nistru, toate războaiele, sistematizăm acești veterani, să vedem câți avem de fapt, fiindcă până la momentul de față, nu avem o cifră exactă de veterani în Republica Moldova. Am aprobat proiectul de hotărâre de guvern privind elaborarea legitimațiilor de veteran, să facem ca toți veteranii să aibă același tip de legitimație și în baza lor deja să facem, să venim cu proiecte concrete de susținere. An de an se ajută veteranii, fiecare instituție în parte, Ministerul Apărării are asociațiile lor de veterani care îi susținem, Ministerul Afacerilor de Interne iau pe a lor care îi susțin. Dar acum lucrăm la un concept nou pentru țară, ca statul să-i unească pe toți acești veterani. O problemă care persistă de mai mulți ani și probabil că dumneavoastră o cunoașteți, că veteranii de război, cu toate că există o legislație care asigură transport gratuit rutier și feroviar, nu beneficiază de această facilitate pentru că nu există un mecanism de implementare. Eu nu știu exact cum funcționează acest mecanism, de aia și vă spuneam anterior despre acest proces amplu de sistematizare și schimbarea legitimațiilor de veterani, fiindcă posibil, când intră un veteran de război din Afganistan cu o legitimație, de un tip de legitimație, al doilea război mondial cu alt tip de legitimație. Sunt confuși toți în țara asta, cine și veterana cărui conflict este. Dați-vă, acum vor avea toți legitimație una identică, va arăta ca un buletin de identitate de tip nou, va fi protejată, astfel vom putea ști exact câți veterani avem, să vedem ce beneficii au ei, să încercăm să-i ajutăm zi de zi, așa cum vă spuneam.